Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. După ce ieri am discutat despre învățământ preuniversitar, astăzi vom vorbi despre învățământ superior, universitar. Au fost alegeri la universitățile din Iași, s-au ales rectori, noi sau aceiași în alte cazuri. Discutăm și despre Universitatea Petre Andrei din Iași și aici au fost alegeri, chiar concurs am putea spune. Discutăm împreună cu profesorul Sorin Bocancea, noul rector al acestei universități și vă spunem deja bine ați revenit la Vocile Iașului. Mulțumesc mult, bine v-am regăsit. Felicitări pentru câștigarea concursului. Aș vrea să vă întreb, care e diferența dintre un concurs și alegeri? De ce concurs la dumneavoastră? Concurs, sunt două variante în legea 1 pe 2011, în legea educației naționale. Și așa cum știu că ați și prezentat la momentul respectiv, în toate universitățile, în primăvară au avut loc referendumuri, prin care corpurile academice decid pe ce cale merg în alegerea rectorului. Fie pe calea alegerilor, cea clasică pe care o știm, fie pe calea concursului. Noi, în țară au mai fost încă vreo 3 universități, sigur știu că a fost la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș, am optat pentru calea concursului, pentru că este o cale mai simplă, este o cale mai directă și fără niciun fel de comentarii. Atât timp cât ai plan de management, cât ai o comisie adusă, deci legea cere ca din comisie să facă parte în mod paritar, jumătate să fie din afara universității, jumătate din interiorul universității. La noi am avut o comisie formată din personalități ale vieții academice din România și vorbesc aici de rectorul Universității București, profesorul Mircea Dumitru, de rectorul, actualul rector, deocamdată suspendat, dar va reveni domnul profesor Toader Tudorel. Alexandru Ion Cuzăr, exact. A fost Sergiu Mișcoiu de la Universitatea, șeful de departament de relații internaționale de la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, profesor Radu Carp de la Universitatea București. A fost, de fapt, domnia sa trebuie să încep că a fost președintele comisiei academicianul Teodor Dima, să nu uit pe nimeni, și a mai fost, deci am spus, de Radu Carp și domnul decan al Facultății de Filosofie, Științe Social-Politice, Nicu Gavriluță, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Au fost două runde de audieri. Prima audiere s-a produs în fața Senatului. Apoi, după acea audiere, dosarele celor doi concurenți au fost trimise comisiei și a fost audierea de pe data de 7 martie. S-a votat în mod secret și tot dosarul apoi a plecat la București pentru a fi verificat și pentru a veni confirmarea. Ordinul a fost semnat pe 21 martie, dar exact. mi s-a comunicat pe data de 5 aprilie. Știam că este pe masa ministrului, că trecuse de juridic și așa mai departe, dar treburile ale ministerului au dus la întârzierea acestei comunicări, dar a fost în termen, o comunicare în termenul legal. După acel ordin a fost și ședința altăieri, când s-a validat toată pentru echipa că de conducere. Imediat s-a declanșat partea a doua a alegerilor, practic din momentul în care rectorul este confirmat, își anunță echipa, își face echipa. Este vorba de numirea celor doi prorectori. Este vorba de prorectorul pe didactic, pe activitate didactică, profesorul Tudor Pitulac, care a fost până acum președintele Consiliului de Administrație, și de doamna lector universitar dr. Georgeta Condur, care este prorector pe probleme de comunicare, relații internaționale și proiecte. Apoi au urmat decanii. La Facultatea de Psihologie este decan domnul conferențiar Viorel Robu, la Facultatea de Economie domnul conferențiar Florin Scorțescu, la Facultatea de Drept domnul conferențiar Tudor Postenic, Romeo Postenicu, scuzați-mă, la Facultatea de Științe Politice este doamna conferențiar Teodora Prilipcean și la Asistență Socială doamna profesor Cristina Stoica. Asta este noua echipă. Schimbări au avut loc și la nivelul Consiliului de Administrație, pentru că asta cere legea. Au intervenit schimbări, oricum interveneau schimbări, pentru că s-a schimbat și Comitetul de Conducere al Fundației, fundația fiind organizația fondatoare a universității. Ori în lege este stipulat clar că fondatorul, aici vorbim de Fundația Academică Petre Andrei, trebuie să numească, să delege un nou Consiliu de Administrație în urma alegerii rectorului.
S-a schimbat și componența fundației, comitetul de conducere a fundației, pentru că, din nefericire, am avut un eveniment trist, a decedat domnul profesor Hulban și a trebuit înlocuit, a intrat în comitet, a mai intrat o persoană, este vorba de doamna Anca Tompea, care este președinta Senatului Universității Petre Andrei din Iași. Apoi s-a delegat Consiliul de Administrație al Universității Petre Andrei din Iași, al cărui președinte a fost ales domnul profesor Doru Tombea. Domnule profesor, domnule rector, care este cuvântul cheie acum în mandatul dumneavoastră? Continuitate sau schimbare? În plan de management? Este continuitate. De ce? În toți acești ani eu am fost în echipa de management al Universității Petre Andrei din Iași, am fost lângă domnul profesor Doru Tompea, știu exact toate problemele universității. Sunt lucruri pe care vreau să le duc mai departe, cum sunt proiectele universității, proiecte de impact național chiar, și aici aș numi cel puțin proiectul pe care eu l-am lansat și coordonat la Facultatea de Științe Politice. Este vorba de proiectul După 25 de ani comunismul în Europa de Est, care a ajuns după ce în primul an am avut 30 de evenimente, apoi am intrat în partea editorială a sa, suntem la al șaptelea volum publicat în colaborare cu editura Institutului European. Vreau să duc mai departe acest proiect, se va ajunge la 12 volume, sunt în lucru, o parte le fac eu, o parte sunt alte persoane care pregătesc astfel de volume. De asemenea, pe fiecare facultate, ideea este de a înființa publicații la facultățile care nu au. La științe politice am exemplu publicații revistei Polis, care este un vechi brand preluat de noi acum 3 ani de zile. Exact. Am ajuns deja la numărul 11 și este o revistă cotată în baze de date internaționale. Urmează la sfârșitul acestui an să mai intre încă într-o bază uriașă, într-o bază foarte serioasă, bază de date, ținta fiind ca în 2 ani de zile să o cotăm E.C. Thompson. De asemenea, ținta mea este un demers la nivel național, un demers de solidarizare a universităților private pentru a elimina anumite prevederi legale și mai ales practici discriminatorii față de învățământul privat. Pentru că România este printre cele 4 țări din Uniunea Europeană în care învățământul privat nu primește niciun fel de subvenție de la stat. Cu toate că în legea, și în vechea lege a educației, și în legea actuală, este precizat faptul că statul poate finanța învățământul superior privat. Statul poate, dar n-a putut. Statul poate, dar nimeni n-a vrut. De ce? Ei nu le împiedică nimeni, dar doar să vrea. Adică, da, universitățile este un regim discriminatoriu. Știm foarte bine că acum o lună de zile s-a adoptat un act normativ prin care și în învățământul privat preuniversitar s-a introdus această finanțare. Școlile private, exact. Exact, școlile private. Este normal ca și universitățile private să primească o astfel de finanțare. Noi suntem mari contributori la stat. Suntem furnizori de servicii de mare impact social, suntem o instituție de interes public, așa cum sunt și universitățile de stat, și nu este corect ca universitățile private să nu primească subvenție sau măcar să fie scutite de la taxa anumitor impozite. Pentru că nu suntem organizații profit. Mulți au confundat statutul universităților private asemuindu-le cu firmele. Ori universitățile private sunt organizații non-profit. Deci funcționează asemănător organizațiilor non-guvernamentale. Nu e vorba de profit, ci toți banii se utilizează pe cheltuielile aferente programului didactic și de cercetare și pentru impozite. Atât. Deci iată că doresc eliminarea unor astfel de discriminări. Spuneam, suntem printre singurele 4. La fel nu subvenționează Grecia, Bulgaria și Marea Britanie. Marea Britanie subvenționează de la stat doar o academie, Academia Regală este un statut special. Dar suntem între statele codașe ale Uniunii Europene.
Suntem în compania Bulgariei și a Greciei. Ori cred că este timpul ca și România să se alinieze în marele club al statelor din Uniunea Europeană cu această subvenție. O altă practică... Care să finanțeze învățământul privat. Și superior și privat, indiferent că e privat sau că absolut. E stat. Absolut. Utilitatea este aceeași. Este incorrect ca mie să mi se ceară aceleași standarde ca la stat în condițiile în care nu primesc niciun ban de la stat. În condițiile în care sunt un contributor. De asemenea, încă o măsură discriminatorie este cea cu privitoare la accesul la proiecte europene. În legislație este o prevedere că dacă o organizație non-guvernamentală sau o instituție care dorește să aplice un proiect european are datorii la bugetul de stat, indiferent cât sunt acestea, nu poate accesa un astfel de nu este eligibilă pentru astfel de proiecte. În timp ce universitățile de stat care datorează sute de milioane de euro statului român pot să deruleze astfel de proiecte. Ori, pe de o parte, vedem o duplicitate în discursul guvernanților de până acum. Pe de o parte, se plâng de faptul că nu sunt aplicanți, că nu există un grad ridicat de absorpție a fondurilor europene. De cealaltă parte, închid posibilitatea instituțiilor care au datorii la stat să deruleze un astfel de proiect. Universitatea Petre Andrei din Iași are o experiență puternică în derularea de fonduri europene. A fost un proiect de peste 1 milion de euro, de 3 milioane de euro, proiectul CREA, pe care l-a gestionat profesorul Pitulac. Fundația a avut un proiect de 500 de mii de euro pe care l-am gestionat eu, l-am preluat de la o colegă care a renunțat. S-au încheiat foarte bine acele proiecte, deci cheia financiară a ieșit perfect. Avem experiență în gestionarea unor astfel de proiecte. Deci stăm acasă. Veți lupta pentru drepturi egale absolut, cu universitățile... Da, pentru că nu este corect. De asemenea, mai este încă un element pe care eu îl voi aduce în atenție la proximul Consiliu al Rectorilor, Consiliul Național al Rectorilor, și anume relația în cazul studenților străini. În cazul studenților străini, sunt doar câteva universități de stat care pot să organizeze ani pregătitori. Celelalte nu. În condițiile în care vedem că universități puternice din Occident vin pe piața românească și iau studenți, în condițiile scăderii dramatice a cifrei de școlarizare și a doritorilor de studii superioare, în condițiile în care rămân oameni fără slujbe, se desfințează norme. La stat, chiar la specializări bugetate, nu s-au acoperit locurile. Bine că vin occidentalii și atrag studenți de pe piața noastră, iar noi suntem mai catolici decât papa și nu știm să atragem studenți din spațiul extracomunitar doritori. Știți în Turcia câți rămân pe afară, în afara sistemului, câți doritori rămân într-un an de zile în afara sistemului universitar pentru că locurile sunt limitate? 1.200.000 pe an. Și spuneți că aceasta este practic o piață. Noi stăm și ne uităm la acea piață. Stăm și nu face nimic, dar cei din Occident știu foarte bine să vină să ia doritorii de studii superioare de pe piața românească. Recent a fost un târg de oferte academice la București. În schimb, legislația noastră pune atâtea îngrădiri, adică legislatorii noștri au pus atât de sus prăjina încât să nu poată sări 2 sau 3. Ori, până la urmă, este și pentru statul român. Întreaga infrastructură de educație poate fi o afacere, pentru că atragi studenții aceia care vin și cheltuiesc bani la tine pe piață, ți-aduc bani. Nu s-a gândit în sensul acesta, pentru că încă din păcate în România învățământul superior a fost gândit mai mult așa vocațional, știți, este un lucru de elită, de onoare și așa mai departe. În actuala piață globală, învățământul superior poate fi o afacere pentru un stat, dacă acel stat știe să își creeze oportunități pentru a dezvolta. Ori avem nevoie de acei studenți care stau și se uită lung pentru că vor fi diplome atestate de Uniunea Europeană, sunt doritori, numai că statul nu prea a dorit până acum să aibă studenți. În actualele condiții ale migrației și ale creșterii fluxului migrator,
România, foarte mare. Sigur, România are experiența școlarizării studenților străini din vremea lui Ceaușescu și mai ales a studenților din Orientul Mijlociu, din zona arabă, din avem experiență și nu putem să o aplicăm din cauza că avem niște restricții pe care le-a pus un legislator cândva și nimeni n-a mai insistat să fie eliminate, astfel încât să fluidizăm piața academică din România. Cu alte cuvinte, dacă eu încercam să vă întreb cum veți reuși să creșteți numărul de studenți atrași, practic mi-ați răspuns, dar este o bătălie pe care o duceți cu sistemul legislativ. Este exact și aici sper să am și sprijinul rectorilor de la universitățile de stat mai mici, care nu au la fel, nu au voie să facă ani pregătitori și să școlarizeze, decât tot așa studenții să meargă să dea examen doar la acele universități, în total sunt vreo 30 din România care pot să facă ani pregătitori. Este aberant, ca să învețe un student limba română, nu ai nevoie de savanți, n-am nevoie să am facultate de litere. Eu pot să am un departament de limbi străine și nu-mi trebuie numai decât titluri uriașe de academice. Eu pot să lucrez cu profesori simpli, pot să fie și din mediul extra-universitar, dar vom avea profesori, absolvenți de filologie, care să învețe limbi străine. Nu trebuie să fii savant ca să înveți un străin limba română. Dar vedeți că astea sunt niște prevederi rămase în legislație și nimeni nu s-a gândit să le schimbe pentru a fluidiza și a face atractivă piața academică din România. În procente, cât de optimist sunteți că aceste lucruri se pot schimba? 80%. De ce? Pentru că vor fi rețineri din partea universităților mari care vor gândi, probabil, asta este o bănuială, nu am o certitudine. Și guvernanții? Sau cei care, eu cred că dacă Consiliul Național al Rectorilor va veni cu o rezoluție și va cere ministrului să modifice aceste elemente, eu cred că va fi deschidere, pentru că, repet, dintr-o astfel de modificare, toată lumea are de câștigat. Este atâta masă de studenți care așteaptă să fie școlarizată, încât nimeni nu va rămâne, să spunem că ne luăm unii altora studenții, ci pur și simplu dacă se dau drumul la aceste porți, se deschid la aceste porți, vor fi doritori, vor fi pentru toate universitățile, și de stat și private. Și nu se mai uită unii la alții, domnule, că adică dispărut, au plecat colo sau din colo. A dispărut mefiența rectorilor universităților de stat, sigur, neîncrederea acestora. Au fost ani de zile, eu am și scris un studiu despre învățământul privat. Evoluția învățământului academic în România postcomunism. Exact, da. În volumul noi și postcomunismul, exact. Un studiu pe care un timp l-am publicat în revista Timpul, în care am arătat modul în reprezentarea publică față de învățământul privat. Învățământul privat a avut o reprezentare negativă. A fost, în primul rând, acel fenomen scăpat de sub control, Spirul Haret. Lumea acum, când au la privat, la Spirul Haret, industria e de... A fost o greșeală nu numai a universității, a fost o greșeală a ministerului, care nu a introdus control, n-aveau voie să dea drumul la asemenea cifre uriașe de școlarizare fără să ai infrastructura necesară. Acel fenomen a fost unul dintre marile necazuri. Apoi, au fost în mod firesc pe piața academică, în anii 90, au fost tot timpul de mici cooperative care și-au spus universități, care cu timpul au murit. În 2002 s-a făcut curățenie, când au fost, în momentul în care au fost acreditate primele universități private. Dar imaginea a rămas, las că știm noi. Din păcate, mulți dintre cei care au făcut imagine negativă au fost profesorii de la stat, care inițial au predat la universitățile private, apoi au primit interdicție. Au crezut că universitățile private au rămas în aceleași condiții ca atunci când predau ei. Ori și universitățile private, ca și universitățile de stat, trec prin furcile caudine ale Aracisului. Deci, așa cum este evaluată o instituție de stat, sunt evaluat și eu la universitatea privată, la raport profesor-student, la condiții de școlarizare și așa mai departe. Astfel încât
pot să am universități mai bune sau mai slabe, dar nu pe criteriul stat-privat. Pentru că scandalurile de plagiat au apărut la universități de stat. Domnule profesor, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru și eu pentru prezență, că mi-ați oferit ocazia pentru să dialog. Mă mulțumesc cu telespectatorii dumneavoastră. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35. Seară liniștită!